Aduc aminte în urmă cu câteva luni de zile, fără să avem un candidat prin credință, ne gândeam la planificarea datei. Și Dumnezeu a făcut așa ca valurile parcă dintr-o dată să izbucnească și 1, 2, 3, 6, 8, 10, 15. Chiar dacă în calendarul nostru, ca și oameni, ca și biserică, nu mai avem planificat un botez anul acesta, Dumnezeu poate să schimbe circumstanțele. De aceea cred că cel mai important este să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, noi, într-un fel și o formă, cei nemântuiți, cu o inimă deschisă, spunând un da pentru Domnul. Și de ce nu? Anul acesta să mai avem încă 15 candidați. Amin. Vedeți? Trăim într-o societate în care cu toții cred că realizăm și ne dăm seama de lucrul acesta, parcă totul este întors pe dos. În orice domeniu, la nivelul valorilor personale, la nivelul priorităților pe care oamenii le promovează și le aleg, la legile care se promovează, se propagă pe scară largă, peste tot, ne dăm seama că puțini sunt oamenii care decid să trăiască diferit. A-L alege pe Iisus Hristos înseamnă a decide să trăiești diferit. Și îmi doresc din toată inima Domnul să-i binecuvinteze această alegere pe care au făcut-o, să o ducă până la cap. Și pe noi. Consider că probabil cei mai mulți dintre cei care suntem aici am luat cândva decizia aceasta. Mă rog ca Domnul să ne dea putere să ne ținem de ea până la capăt. Este drept, nu este ușor, ne confruntăm cu fel și fel de obstacole, însă Domnul ne dă și putere, binecuvântat să fie numele Lui. În mod special cu privire la cei pe care aveți în față și îi vedeți împreună, după ce am discutat cu ei și biserica știe, cei din loc știu lucrul acesta, au fost câteva lucruri care i-au determinat să iei decizia aceasta. Undeva în finalul iernii am avut câteva zile de stăruință în rugăciune și ce s-a întâmplat acolo i-a determinat pe unii dintre ei să spună da pentru Domnul. O altă parte dintre ei au fost copleșiți de dragostea lui Dumnezeu prin rugăciunea tinerilor. În 31 martie, probabil că vă aduceți aminte, a fost acea zi în care au slujit tinerii sub motoul Mergi la un alt nivel. 28 de tineri în ziua respectivă și-au depus mărturia cum s-a schimbat viața lor de la un an la altul. Ceva m-a mișcat. Aproape jumătate dintre ei au spus în felul următor: ce mi-a mișcat viața și ce m-a ajutat să îmbunătățesc relația cu Domnul a fost ziua de marți de rugăciune a tinerilor. Eu marți de marți sunt aici și intru pe la ei să văd ce fac, cât sunt aceiași tineri. Marți de marți vin la rugăciune și la părtășie. Îi vedem aici, îi vedem în cor, îi vedem în fanfară, îi vedem în echipele de laudă și închinare. Fac un efort pentru că și-au înțeles chemarea din partea lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvinteze. Alții au spus că ceea ce i-a ajutat și i-au determinat să schimbe viața a fost cuvântul. Unele din surori, din tinere spuneau conferința surorilor. S-a întâmplat ceva acolo. Sora Rodica a fost și duminică seară împreună cu tinerii bisericii și unii au spus s-a întâmplat ceva acolo. Alții au spus cuvântul. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu are putere de schimbare. Și dacă noi venim cu inimile deschise și pregătite la părtășie, dăm voie cuvântului să intre în inimile noastre, îl asimilăm, medităm la el, dăm voie Duhului Sfânt să ne convingă de starea noastră, Dumnezeu ne poate schimba, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea îmi doresc din toată inima ceea ce ei au decis
Domnul să-i ajute să țină până la capăt. Și să știți că de acum înainte, viața voastră de rugăciune trebuie să fie mai bună. Citirea Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să fie mai profundă. Părtășia cu biserica trebuie să fie mai adâncă. Slujirea voastră trebuie să fie cu un impact mai mare. Și îmi doresc din toată inima pasiunea aceasta și râvna aceasta de care aveți nevoie. Dumnezeu să o pună în inimile voastre. Amin. Fratele Mihai va prezenta cine sunt candidații, cine sunt persoanele care astăzi sunt motivul bucuriei bisericii și a cerului. Amin. Am întrebat unul dintre candidați când am venit dacă are emoții. Mi-a zis cu zâmbetul pe buze, nu. Aș vrea același lucru să vi-l spun și eu, dar nu pot. Eu am emoții, așa că dacă încurc vreun nume, dragii mei, să mă iertați. Nu e cu intenție, nici cu direcție, sunt doar emoțiile. O să încercăm să prezentăm acum candidații exact în ordinea în care v-ați așezat. Am o rugăminte la dumneavoastră, în timp ce candidații se vor ridica. Noi avem un obicei local prin care ne arătăm bucuria, adică îi aplaudăm. O să vă rog să faceți același lucru, dar să batem din palme cu bucuria aceea că ei sunt rodul Domnului Iisus Hristos. Prima candidată este Ungar Daniela. Domnul să te binecuvânteze! Are 42 de ani, este născută în Mediaș, poți să iei loc, poți să iei loc. Are doi copii, Cristian și Thomas, și ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvânteze și pe ei. A doua candidată este Ungar Sabrina. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Are 21 de ani, este născută direct în Germania, este necăsătorită și încă nu are frați. Domnul să te binecuvânteze. A treia persoană este Barak Alisa. Domnul să te binecuvânteze. Este născută în luna mai 2004, are 15 ani, mai are încă o soră împreună cu care se va boteza astăzi și împreună cu familia locuiesc în Dortmund. Domnul să-i binecuvânteze. Și că tot a fost vorba de soră, o să rog sora să se ridice, Tania. Are 18 ani. Sora nu ți-o mai anunț, că deja am anunțat-o. Așa cum bine știți acum, locuiesc în Dortmund. Domnul să-i binecuvânteze. Următoarea soră este Rusu Tamara. De asemenea, are 15 ani, este născută în Spania și mai are încă 5 surori, le știm pe toate. Domnul să le binecuvânteze alături de întreaga familie. Una dintre surori se botează de asemenea astăzi, Rusu Rebecca. Ea are 16 ani, este născută în anul 2003, de asemenea în Spania. Dacă a zis cineva ceva de români, să știți că românii sunt oameni foarte inteligenți. Dacă un român reușește să vorbească trei limbi, spaniolă, germană și română, fără să se încurce, să știți că asta e un om inteligent. Și pe aici, din câte văd eu, sunt numai așa. Domnul să-i binecuvânteze. Timea Andreea Șerban. Domnul să te binecuvânteze și pe tine. Peste două luni va face 16 ani. Este născută în anul 2003 și are un frate alături de care se va boteza astăzi. Domnul să binecuvânteze întreaga familie. Acum
Vreau să vi-l prezint pe fratele Octavian Caitatu. Domnul să-l binecuvânteze. Sau așa cum îl știm noi, prescurtat, Tavi. Are 45 de ani, este născut la Craiova, este căsătorit și împreună cu soția astăzi este în locul acesta, împreună având o fetiță de 5 ani. Domnul să o binecuvânteze. E și ea pe undeva pe aici, de asemenea lipsită de emoții. Ia loc, te rog, Domnul să te binecuvânteze. Vrem acum să prezentăm soția lui Tavi, și anume pe Daniela. Este născută în același an cu mine, are 42 de ani, de asemenea, în Craiova, are un frate mai mic cu un an și în anul 2013 s-a căsătorit cu Tavi. Sunt în Germania împreună din anul 2013. Domnul să vă binecuvânteze. Trecem acum la băieți. Strugariu Bogdan, Domnul să-l binecuvânteze. S-a născut în 5 aprilie 1997 la Suceava, are 22 de ani și de asemenea mai are 5 frați și 3 surori. Domnul să binecuvânteze întreaga familie. Vrem să vi-l prezentăm acum pe fratele Timeei și anume pe Tobias Kevin Șerban. Are 19 ani. Mai are o soră, așa cum bine știți, și este calculatoristul nostru la biserică. Domnul să-i dea înțelepciune mai departe. Amin. Nu știu dacă tu ești cel mai mic, probabil Flavius, n-am idee, dar vreau să vi-l prezentăm pe fratele Adrian Ștefone. Este născut în 4 iulie 2003, în Viena, frații mei, frumos oraș, ca de altfel toate în care ne-am născut fiecare dintre noi, cel mai frumos oraș e ăla în care ne-am născut. Mai are 2 frați și o soră și mă rog Domnul să binecuvânteze întreaga familie Ștefoni. Amin. Robert Bordianu. Are 17 ani, este născut în anul 2001, mai are încă 5 frați, în frații ăștia sunt incluși și surorile, asta spun că știu, și el este un demn urmaș al tatălui lui, fratele Romică Bordianu, care vorbește în cimilituri, la fel de bine cum au vorbit înaintașii noștri. Cimilituri înseamnă vorbește în pilde, în proverbe. Când vreți un sfat în proverbe, vă rog frumos veniți la Robert, el o să vi-l dea cum trebuie. Trecem acum la fratele Pârjol Flavius Gabriel. Are 15 ani, locuiește în Germania împreună cu părinții din 2014, mai are încă o soră și de 5 ani ei sunt în mijlocul nostru. El este mezinul familiei și mă rog Dumnezeu să-l binecuvânteze alături de întreaga familie Pârjol și să fie alături de ei atâta timp cât vor mai fi pe pământ. Domnul să-i binecuvânteze. Ultimul este Iosif Marius. Are 26 de ani. S-a născut în anul 1993 și mai are încă 2 frați. S-a hotărât să se boteze și astăzi va face legământ cu Domnul în apă. Domnul să te binecuvânteze, Iosif. Aceștia au fost candidații, pe mine n-am să mă prezint, mă cunoașteți, cei ce nu mă cunosc am să mă prezint altă dată. Acestea fiind spuse, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, dragilor, și de asemenea și pe noi. Amin. Apa botezului sunt cele 2 surori Barak. Domnul să vă binecuvânteze.
Dragele noastre, vrem să vă întrebăm. Crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce iertându-ți toate păcatele tale? Cred în toată inima mea. Până când vrei să-L slujești? Până în veșnicie. Așa să te ajute Dumnezeu. Știu că este bucurie în familie, bucurie pentru tata, pentru ceilalți. Tania, te întreb dacă crezi din toată inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă crezi că El a murit pentru tine și te-a iertat, oferindu-ți o viață nouă. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Câtă vreme dorești să-L slujești pe Domnul? Toată viața mea. Domnul să vă ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturiei voastre și la porunca lui Dumnezeu, noi vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului sunt cele două surori Rusu, Rebecca și Tamara. Domnul să vă binecuvânteze. Dacă pentru familia Barac a fost o mare bucurie, pentru familia Rusu bucuria aceasta continuă. Și ne rugăm ca în anii următori bucuria să continue. Domnul să vă binecuvânteze. Rebecca, crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui care a murit pe cruce iertându-ți toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-i slujești? Toată viața mea. Așa să te ajute Dumnezeu. În urma conferinței de surori și a perioadei de stăruință, noi ne așteptam ca Tamara să ne spună ceva. Am zis că nu vrem să forțăm. A trecut câteva zile și a venit la mine și mi-a zis: tati, vreau să spun ceva. A fost o bucurie pentru noi și probabil cei care sunteți părinți, când copilul vine și spune: tati, vreau să-L urmez pe Domnul, lucrul acesta cred că aduce bucurie. La Rebecca i-a fost mai ușor, ea fiind mai mică. Am zis, dacă Domnul v-a cercetat, am întrebat-o când s-a întâmplat momentul nașterii lor și mi-au comunicat și am zis, dacă doriți lucrul acesta, noi nu putem să facem altceva decât să vă fim alături și să vă încurajăm. Tamara, te întreb, înaintea bisericii, a marturilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi în Domnul Iisus, dacă crezi că Domnul a murit pentru tine, dacă crezi că Domnul ți-a iertat păcatele și ți-a schimbat viața. Da, cred. Câtă vreme doresc să-L slujești pe Domnul? Toată viața mea. Domnul să vă ajute la lucrul acesta, pe baza mărturiei voastre și la porunca lui Dumnezeu. Noi vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului sunt cei doi frați, Șerban, Timea și Tobi. Domnul să vă binecuvânteze. Cred că acum tatăl vostru, cadrul ăsta, o să-L salveze pentru multă vreme. Vrem să vă întrebăm, Timea, crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce iertându-ți toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L slujești? Până în veșnicie. Așa să te ajute Dumnezeu. Se pare că fetele se hotărăsc mai repede. Spunea Relu, vorbeam cu el și îmi spunea: Flavius, n-am vrut să-i spunem nimic, să nu-l forță. Și într-o zi a venit. Tobi, așa îi spunem noi. Și cred că toți le știu de Tobi. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Te-a salvat, te-a iertat, ți-a schimbat viața? Da, cred. Câtă vreme dorești să-L slujești pe Domnul? Până în veșnicie. Domnul să te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturiei voastre și la cuvântul lui Dumnezeu, noi vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului se află Tavi și Dana. Au vrut să se boteze împreună. Domnul să vă binecuvânteze. Dana, vreau să te întreb. Crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos a murit pe cruce pentru tine, iertându-ți toate păcatele tale? Cred, cu siguranță. Până când vrei să-L slujești? Până la capătul vieții mele. Așa să te ajute Dumnezeu. Tavi, te întreb în fața bisericii, în fața marturilor văzuți și nevăzuți,
Dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, El a murit pentru tine și te-a iertat. Cu siguranță. Domnul să te binecuvinteze. Câtă vreme doresc să-L slujești pe Domnul? Am început târziu. Sper să rămân până la final. Ne rugăm pentru tine în direcția aceasta și Dumnezeu îți va da putere. Pe baza mărturiei voastre, noi vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Poate la următorul va fi Elias. Unde-i, mă aude? Acolo. Adrian, aș vrea să te întreb înaintea bisericii, înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, familie, cunoscuți, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă crezi că El te-a iertat, dacă crezi că El ți-a schimbat viața. Da, cred. O, ce hotărât! Câtă vreme doresc să-L slujești pe Domnul? Până la sfârșitul vieții mele. Domnul să te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Ziua generației lor. Poate unii spun 15-16 ani. Eu personal cred că dacă unii tineri la 15 ani, 16 ani pot să facă prostii și alții decid să trăiască diferit, ăsta e harul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului. Flavius, aș vrea să te întreb înaintea bisericii, a martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi că Domnul Iisus Hristos te-a iertat, dacă crezi că Domnul ți-a schimbat viața, dacă crezi că Domnul ți-a pregătit o moștenire cerească. Da, cred. Câtă vreme vrei să-L slujești pe Domnul acesta care a făcut această minune în viața ta? Până la sfârșitul zilelor mele. O, Domnul să te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului se află Bordianu Robert. Corect, Domnul să te binecuvânteze. Este ceea ce vă spuneam mai devreme, un demn urmaș al tatălui lui. Îmi place să cred că astăzi îmi vei spune și corect lui Dumnezeu, prin tot ceea ce faci. Și împreună ca biserică, ca tineri și ca prieteni ai tăi, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru alegerea ta. Însă acum vrem să te întrebăm, Robert, crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe cruce pentru tine, iertându-ți toate păcatele tale? Cred. Până când vrei să-L slujești? Până la sfârșitul vieții mele. Așa să te ajute Dumnezeu. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, în fața familiei, a bisericii și a martelor văzuți și nevăzuți, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului se află ungar Sabrina. Domnul să te binecuvânteze. M-aș fi bucurat să spun toate întrebările în germană, dar nu risc. Sabrina, vrem să te întrebăm. Crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce iertându-ți toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L slujești? Până în veșnicie. Amin. Pe baza mărturiei tale, în fața mamei tale, a martorilor văzuți și nevăzuți și a întregii biserici, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului este Daniela. Daniela, te întrebăm în fața bisericii, fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crezi în Domnul Iisus, dacă crezi că Domnul a venit pentru tine, te-a iertat și a dat viața pentru ca tu să trăiești, dacă crezi că El ți-a schimbat viața. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze în continuare pe calea aceasta. Câtă vreme doresc să-L slujești pe Domnul? Domnul să te ajute la lucrul acesta. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, noi te botezăm în numele Tatălui,
a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. În apa botezului se află strugariu Bogdan. Domnul să te binecuvânteze. Bogdan, crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce iertându-ți toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L slujești? Pentru toată viața. Așa să te ajute Dumnezeu. Pe baza mărturiei tale, înaintea întregului tău neam care este aici, în fața întregii biserici și în fața martelor văzuți și nevăzuți, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În apa botezului se află Iosif. Este un nume cunoscut, este un nume din Biblie și mă rog în această zi, Iosif, ce s-a întâmplat odată cu un înaintaș al tău cu mii de ani să se întâmple și cu tine. Când Iosif din Biblie l-a cunoscut pe Dumnezeu, l-a urmat toată viața lui. Indiferent de greutăți, indiferent de temeri, indiferent de tot ceea ce a venit peste viața lui, Iosif a rămas credincios în toată casa lui, lui Dumnezeu. Ne rugăm în această zi același lucru să se întâmple și cu tine. De aceea vrem să te întrebăm, crezi tu în Dumnezeu? Da, cred. Crezi tu că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pe cruce, iertându-ți toate păcatele tale? Da, cred. Până când vrei să-L urmezi? Toată viața mea. Așa să te ajute Dumnezeu. Pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, în fața martelor văzuți și nevăzuți, a prietenilor și a bisericii, te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.